Acțiunile social-filantropice desfășurate zilele acestea în Episcopia Caransebeșului au ajuns ieri și în orașul Anina. Au fost vizitate centrul de zi al Asociației Il Giocattolo și Căminul pentru Persoane Vârstnice din oraș, iar ziua s-a încheiat cu un spectacol de colinde. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a vizitat mai întâi centrul de zi pentru copii al Asociației Il Giocattolo. Grupul de colindători ai Catedralei Episcopale au cântat colinde, iar cei mici, la rândul lor, au pregătit pentru oaspeți un program artistic. Ierarhul le-a oferit apoi daruri atât copiilor cât și angajaților centrului. Încet, fiecare an noi am venit cu un camion plin de marfă pentru familie, mai ales pentru copii, atunci jocărie. Pentru asta asociația noastră se numește Il Giocattolo, că în limba romană e jocărie, pentru că copiii au nevoie de jocărie. Bineînțeles, dacă este o jocărie potrivită pentru o dezvoltare, poate că un copil din jocărie învață și o meserie, o pasiune, un interes. În continuare, ierarhul și reprezentanții sectorului social-misionar i-au colindat pe seniorii de la Centrul pentru Persoane Vârstnice din oraș și aici au fost oferite daruri. Acest centru funcționează în cadrul fundației noastre din 2019 și avem și aici 45 de persoane în vârstă și adulți care au probleme sociale și cât putem ne străduim să le oferim o viață cât mai plăcută pentru anii care îi mai așteaptă înainte. Seara s-a încheiat la Căminul Cultural cu un concert de colinde, acompaniat de orchestra Doina Aninei. Momentele artistice au fost susținute de tinere talente și de eleve ale liceului Matias Hammer. În această zi din postul Crăciunului, ne-am aflat în mijlocul preoților și credincioșilor din Anina, vizitându-i pe copiii din centru de zi, aducându-le daruri, calendare și binecuvântându-i. Dar în același timp, i-am ascultat cu multă bucurie, pentru că și copilașii de aici au pregătit un frumos program de colinde și poezii religioase. După aceea, i-am vizitat pe părinții și bunicii noștri din Căminul pentru Persoane Vârstnice, de aici, din Anina, care se bucură de condiții foarte bune din punct de vedere material, însă ne-au așteptat cu lacrimi în ochi, pentru că toți părinții și bunicii noștri au nevoie de o binecuvântare, de un cuvânt de mângâiere, de un cuvânt bun rostit din adâncul inimii, mai ales înainte de praznicul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu voia bunului Dumnezeu am reușit astăzi să organizăm la Anina un concert de colinde. Așa cum ați putut vedea, sala a fost plină, oamenii din Anina s-au bucurat de acest eveniment. Fiind în pragul sărbătorilor, sunt convins că cântecele minunate în care Mântuitorul a fost preaslăvit au pătruns în sufletele oamenilor și s-au bucurat de acest moment. Spectacolul a fost încheiat de grupul psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.